Rusia a atacat noaptea orașul Kiev cu drone de fabricație iraniană Shahed. Forțele ucrainene au doborât 8 din 12 drone. Victime nu sunt. Tot noaptea trecută, un avion de vânătoare al Rusiei a bombardat accidental orașul Belgorod, iar militarii ucraineni se antrenează înaintea unei așteptate contraofensive la războiul ocupanților ruși. Un avion de război rus a pierdut aseară muniția deasupra orașului Belgorod. S-a produs o explozie puternică. Două persoane au fost rănite. S-a format un crater cu un diametru de 20 de metri într-o intersecție din centrul orașului. Reprezentanții Ministerului Rus al Apărării au declarat că în timpul zborului aeronavei SU-34 a forțelor aerospațiale s-a produs o cădere anormală a muniției de aviație. De când și-a lansat invazia asupra Ucrainei, Rusia efectuează cu regularitate zboruri cu avioanele sale de război peste Belgorod. Orașul se află la aproximativ 40 de kilometri de frontiera cu Ucraina. Între timp, Kievul antrenează 40.000 de trupe de brigadă înaintea unei așteptate contraofensive, scrie Reuters. Держи! Підготовка максимальна і медицина, і тактика. І вогнева підготовка на вищому рівні, тому що ми розуміємо, що щоб перемогти, треба бути сильними, треба вміти стріляти, треба знати досконало тактичну медицину для того, щоб уникнути цих втрат, які, на жаль, були до цього, так, наших хлопців, наших героїв. От, намагаємось, працюємо, стріляємо, перемагаємо ворога. De mai bine de un an, Rusia duce un război neprovocat în Ucraina, cauzând moarte și distrugeri masive în infrastructură.